Vă salut! Păi aici mai am luat câte un leveric. O să-i mai las să mai... Aici mai avem un pui. În partea asta la altă mi-au luat la fel temela. Aici la fel, după cum se vede, mi-au luat. Aici mi-am scos puiuții mici. Dar aici mai avem pui care îi opresc eu. Să le faci curățenie astăzi. O să le dau și drumul. Mulți mi-a spus în... Mi-a lăsat acolo comentarii mereu să vă fac și o prezent. Adică să vă filmez cum ies porumbei afară, cum zbor. O să vă arăt acum. Când e liberez, să vedeți cum zboară. Ca să vă convingeți toți că nu zbor la steag, îi las la liber. O să... Au fost eliberații și aseară. Deci am eliberat pe toți, mai sunt doar aia pe ouă. Am așa zbor la înălțimea asta. Nu știu dacă se vede clar. Bă, la înălțime mare. Îi las la liber. Ce n-au ieșit afară decât ăștia care sunt pe ouă pe sus pe aici. Ăștia care mi-am dat afară că sunt la cuib. Iar femeluța mi-a venit spartă la cușă și de-aia n-am dat-o afară. Cam în jur de vreo 35 de minute s-au lăsat mai jos, după cum se vede zbor mai jos pentru a ateriza. Eu cred că este destul că zborai la liber 35 de minute. De v-am spus, 35 de minute zburau la liber. Am o timp să-i filmez 35 de minute că nu stau... Să-i filmez, cei care cred, cei nu, cei ce nu cred, să rămână cu ce crede. Eu cred că este destul de bine și porumbei au fost eliberați pe la 9:20 dimineața. Este 10 fără 5, de v-am spus 35 de minute. Ura la liber! Acum mai intră nimeni la loc. Fără este căldură. Cam acesta a fost videoclipul. Vă salut și ne revedem în următorul videoclip.